Arestarea șefei de la Direcția pentru Protecție Socială Târgu Jiu, Teodora Ciobanu, pentru 30 de zile i-a determinat pe liberalii gorjeni să iasă la atac. Consilierul local al PNL Gorj, Eduard Berca, spune că nu este normal ca persoanele certate cu legea să lucreze în cadrul administrației publice. Liberalul a mai precizat că persoana care girează pentru astfel de oameni trebuie să reacționeze. Liberalii gorjeni au luat poziție după reținerea pentru 30 de zile a Teodorei Ciobanu și spun că nu este posibil ca angajații primăriei Târgu Jiu să aibă astfel de apucături. Eduard Berca cere să se ia măsuri în astfel de cazuri. Cum s-a ajuns într-adevăr la o situație nu jenantă, periculoasă, ca persoane cercetate penal să gestioneze în continuare activitățile vitale ale primăriei, mie mi se pare de-a dreptul, nu periculos, de-a dreptul imposibil. Oricei care girează lucrul ăsta trebuie să-și asume și să reacționeze. Cât despre cererea lui Eduard Berca de a demisiona din fruntea primăriei, Târgu Jiu, Cârciumaru afirmă că acest lucru nu îl pot cere decât cetățenii municipiului. Nu mă așteptam din partea domnului Berca la o asemenea solicitare, pentru că se consideră un om politic, se consideră un om matur. Cei care sunt îndreptățiți să-mi ceară mie decizia, părerea mea că sunt cetățenii din municipiul Târgu Jiu. Teodora Ciobanu a fost reținută pentru 30 de zile de oamenii legii pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.